Studiul Vital a fost un studiu randomizat pentru a testa dacă suplimentarea cu vitamina D ar putea preveni bolile cardiovasculare sau cancerul. Despre acest studiu și descoperirile sale vom discuta în următoarele momente. Sunt Alin Ispas și te invit să rămâi alături de mine. Studiul Vital a testat de asemenea uleiul de pește și a arătat în mod clar că folosirea omega-3 nu este eficientă în prevenirea bolilor cardiovasculare. Însă participanții la studiu cu greutate normală, care au primit vitamina D, în mod aleatoriu, au sfârșit prin a avea o incidență mai scăzută a cancerului, pe o perioadă de 5 ani, un risc cu 24% mai mic de a face cancer. Însă persoanele supraponderale sau obeze nu au făcut acest lucru. Doza utilizată în studiu de 2000 de unități internaționale pe zi este posibil să nu fi condus la rezultate similare la participanții supraponderali și obezi din cauza cerințelor mai mari de vitamina D ale acestor persoane. 2000 de unități internaționale pe zi pot fi suficiente pentru ca persoanele cu greutate normală să atingă ținta, dar adulții obezi pot avea nevoie de cel puțin 2-3 ori mai mult, o doză mai apropiată de 3.000-6.000 de unități internaționale pe zi pentru a atinge aceleași niveluri de sânge. Un rezultat asemănător a fost constatat în cel mai mare studiu asupra diabetului cu vitamina D, în cadrul căruia prediabeticii repartizați aleatoriu să ia 4.000 de unități internaționale pe zi și au redus riscul de diabet cu 29%. Dar se pare că acest lucru a mers numai dacă nu erau obezi. Acesta este motivul pentru care în viitor poate că studiile clinice privind vitamina D ar trebui să se bazeze pe concentrațiile de vitamina D obținute în sânge mai degrabă decât pe o doză unică. De exemplu, dacă ne uităm la concentrațiile de vitamina D obținute în studiile privind cancerul de sân, indiferent de grupul în care au fost randomizați subiecții, s-a constatat o rată de incidență a cancerului de sân cu 82% mai mică la femeile cu concentrații de vitamina D egale sau mai mari de 60 de nanograme pe mililitru față de mai mici de 20 de nanograme pe mililitru. Și cu cât nivelurile lor erau mai ridicate, cu atât de riscul de cancer de sân părea să scadă. Însă, dacă erau amestecați, atunci nu mai era un studiu controlat randomizat. Și apărem la problema, ne întoarcem la problema confuziei. De exemplu, poate că femeile aveau niveluri mai ridicate de vitamina D doar pentru că făceau jogging în fiecare zi. Și știm că doar activitatea fizică poate să reducă riscul de cancer de sân. Constatarea unui beneficiu în anumite subgrupuri de persoane studiate, cum ar fi reducerea cancerului, în rândul celor care nu sunt supraponderali sau a diabetului, în rândul celor care nu sunt obezi, sunt exemple de analize secundare în care se revine la studiu după ce acesta s-a încheiat pentru a vedea dacă a funcționat în anumite subgrupuri, chiar dacă intervenția a eșuat în general. Acest lucru nu este neobișnuit, dar astfel de rezultate trebuie interpretate cu mare prudență, deoarece putem tăia practic orice set de date și să găsim un fel de eroare falsă dacă ne străduim suficient. Dar dacă punem cap la cap toate studiile randomizate controlate privind suplimentarea cu vitamina D pentru prevenirea diabetului de tip 2, suplimentarea zilnică cu 1000 sau mai multe unități internaționale de vitamina D reduce într-adevăr riscul de diabet în rândul prediabeticilor. În cele 3 studii de amploare care au fost concepute și efectuate în mod specific pentru prevenirea diabetului, suplimentarea cu vitamina D a redus riscul de apariție a diabetului cu aproximativ 10% per total. Cum rămâne cu punerea cap la cap a tuturor studiilor randomizate și controlate privind vitamina D pentru prevenirea cancerului? Cei repartizați aleatoriu pentru a lua suplimente de vitamina D au avut cu 13% mai puține șanse de a muri de cancer în următorii 3 până la 10 ani. Suplimentele de vitamina D n-au reușit să reducă riscul de apariție a cancerului, dar s-au dovedit a reduce semnificativ riscul de deces din cauza cancerului.
Este un beneficiu infim care reduce șansele acestor persoane de a muri de cancer în decurs de câțiva ani, de la 24 din 1000 la 21 din 1000. Dar este un efect benefic asupra reducerii mortalității prin cancer. Cu toate acestea, pe baza unei analize cuprinzătoare a 10 studii controlate randomizate care au implicat mai mult de 80.000 de participanți. Rețineți că o reducere cu 13% a mortalității prin cancer nu înseamnă neapărat că veți trăi mai mult, deoarece suplimentele de vitamina D nu ajută la bolile de inimă, ucigașul numărul 1, te aștepta ca durata ta de viață să beneficieze semnificativ doar dacă riscul de boli de inimă este foarte scăzut. Doar dacă suntem protejați împotriva bolilor de inimă, ucigașul numărul 2 ar juca un rol mai important. Sau dacă există un alt motiv pentru care avem un risc deosebit de ridicat de cancer. Pentru cei care nu beneficiază de soare suficient, se recomandă 2000 de unități internaționale pe zi de vitamina D3. Însă dozarea zilnică este importantă deoarece administrarea lunară sau anuală a unor megadoze nu pare să funcționeze pentru reducerea mortalității prin cancer. Și vitamina D3 poate fi preferabilă. Istoric, s-a sugerat că nu există nicio diferență în ceea ce privește eficacitatea între cele două tipuri pe care le putem cumpăra, vitaminele D2 sau D3. Dar se pare că vitamina D3 ar putea funcționa mai bine, deoarece poate crește nivelurile de vitamina D cu aproximativ 75% comparativ cu aceeași doză de vitamina D2, care crește nivelurile doar cu aproximativ o treime. Deci se pare că vitamina D3 este de două ori mai eficientă în creșterea nivelului în sânge. Contează dacă luăm capsule umplute cu pulbere preparate pe bază de ulei sau preparate pe bază de apă, de vitamina D? Nu. Toate par să crească la fel nivelul de vitamina D.